M-a luat pe mine ușor valul. E de pe culegerea asta Memories. E un cover după Judas Priest. Neața, bine ați revenit. Aveți un, o colecție de super piese rock în maniera voastră, în interpretarea voastră și cu voce feminină. Foarte multe sunt cu voce masculină. Uite, Zombie nu, dar restul sunt cu voce masculină. De unde a pornit toată chestia asta? De ce ați făcut asta? Am vrut să venim cu un tribut adus artiștilor care ne-au inspirat și care ne-au învățat să facem ce facem astăzi și pe care îi iubim foarte mult. Sunt melodiile noastre preferate, fiecare și-a ales două, trei. Și ne simțim foarte bine cu ele și le cântăm de ceva vreme, deja au devenit melodiile noastre și... Ați avut un turneu prin Europa, vreo 13 țări, o grămadă de întâmplări muzicale. Da, abia am revenit acasă, au fost 15 țări, în total cred că 60 de concerte, dar cel mai important... Turneu, cel mai important turneu a fost cel de 24 de concerte alături de Rhapsody Reunion, o trupă extraordinară care și-a sărbătorit 20 de ani și retragerea, dar eu îi aștept să revină. Deci au marcat 20 de ani și retragerea. Și retragerea, ca să știe de o treabă. Da, neapărat, căutați Rhapsody și chemați-i înapoi pe scenă pentru că chiar merită toată atenția. În toamnă, America de Nord, am auzit? Da, da, mă scuzați. M-am simțit foarte bine pe drum, mi s-a părut că toată lumea vine la emisiune, toate mașinile erau în direct. Ai văzut ce era azi în trafic, da? Da, da, plecăm în turneu în America de Nord și în Canada, 31 de concerte alături de trupa braziliană Angra, suntem co-headliner alături de ei și nu știu ce semne vă faceți voi aici, veniți mai aproape, dar mai important de turneul nostru din State și de Canada și de ce am făcut și ce am realizat este faptul că e ziua lui Sorin azi, la mulți ani, Soare! La mulți ani, felicitări pentru ocazia de care nu știe să-și pune telefonul pe silențios, că încă n-a făcut 3 ani, dar învață, el învață. Scarlett Aura de găsit pe Facebook, acolo o pagină interesantă cu datele de concert pe care le au. Mâine la Hard Rock Cafe, pe seară, să Gigi, după cum ați auzit la frumoasa emisiune. Of, horoscopul este adus de Amalia în dimineața asta, ca în fiecare altă dimineață a săptămânii. Mai puțin sâmbătă și duminica, la această oră, doarme de rupe!